Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a fost invitat de către Asociația Verde de Banat să participe la plantarea unei perdele forestiere aflate între drumul județean 691 și un cartier nou al Gearmatei. Această inițiativă îi aparține lui Iosif Marinescu. Totodată, gândurile de recunoștință ale lui Alin Nica se îndreaptă și către Adid Timiș și directorul Lorenzo Barabaș, care, alături de elevi, studenți, profesori și familii, au contribuit la rândul lor, printr-o altă acțiune, la îndesirea perdelei forestiere de protecția Timișoarei.